manifestări de amploare la Buzău pe 24 ianuarie. Muzeul Județean de Istorie, Teatrul George Ciprian și Centrul de Cultură și Artă Buzău și-au dat mâna pentru a marca împlinirea 161 de ani de la unirea principatelor. Buzoienii sunt invitați în număr cât mai mare în curtea interioară a Muzeului Județean pentru a asista la momentele surpriză pregătite de instituțiile aflate în subordinea Consiliului Județean Buzău cu sprijinul armatei și jandarmeriei. 24 ianuarie este o zi importantă pentru noi toți români. Practic este ziua amicii unirea principatului române. Cum am obișnuit cetățenii în urmă vreme, avem activități și generi să vreau cu mâna la Muzeul Județean. În acest an, sceneta în care este reprezentată primirea suitei Călare a domnitorului Alexandru Ioan Cuza va fi mai spectaculoasă decât cele de anii trecuți. Apar noi personaje care vor fi interpretate de către actori profesioniști. Avem o surpriză, dacă vreți, începând cu Mihai Viteazu, că el a fost primul care a încercat să ducă la îndeplinirea idealului la toți românii unirea, să facă România mare. Deci la Buzău va pune minimele, să zicem, de rigoare Mihai Viteazu, Cuza și, bineînțeles, întemeitorul României mari, Ferdinand. Deci va fi un eveniment absolut deosebit. În municipiul Buzău, manifestările dedicate zilei de 24 ianuarie vor începe la ora 10:45. Seria de evenimente de la Muzeul Județean Buzău se va încheia cu un spectacol folcloric. Înainte de recitaluri, buzoienii sunt invitați să ia parte la o horă uriașă în jurul clădirii muzeului.